procede prin a da acest reportaj, acest portret George Alexandru. El se va transmite pe 30 ianuarie la ora 21:30 pe TV2. Ce a însemnat George Alexandru pentru Teatrul Notara? A însemnat unul dintre echipurile extraordinar de frumoase, așa cum puține are Teatrul Românesc, deși are. În spatele acestui echip se ascundea o inteligență sclipitoare și dincolo de inteligență se ascundea un suflet de aur. Și vreau să spun că dacă inteligența era sclipitoare și se vedea la prima și chipul de asemenea pe scenă se vedea din prima, la sufletul lui se ajungea mai greu. Sunt actori extraordinar de sensibili, extraordinar de orgolioși și extraordinar de talentați, care fac o pavăză, care își fac un dejur împrejur, un scut, astfel încât să pătrundem în lumea lor adevărată foarte, foarte greu. Acesta era George. A însemnat extraordinar de mult pentru Teatrul Notara și pentru Teatrul Românesc. Eu mă bucur din suflet că nu au trebuit să treacă ani de la dispariția lui George Alexandru. La vreun an, iată, avem un portret al lui George Alexandru, el care s-a prăpădit atât de devreme. Această ultimă perioadă este caracterizată de niște plecări intempestive și foarte, foarte, foarte aproape una de cealaltă. Și atunci, indiferent ce ne-am fi propus noi sau ce gânduri am fi avut noi de cum să o apucăm și ce planuri am fi avut noi, această realitate ne-a împins către o abordare, să zicem așa, în pas cu acest ritm nefericit.